acolo unde oamenii sunt mai acasă ca nicăieri. Acasă, însemnând în marea familie unde uțuri, ucrainieni, polonezi și români trăiesc sub același cer. Pentru început, poposim în satul Argel, în comuna Moldovița, județul Suceava. Bună ziua, mă numesc Angule Canele. Bonjour, je m'appelle Cainar Tudor Filip. Hello, my name is Joe. Dobre, nazvaj vžľa Kristina Paraskeva. Știam de mult că aici e locul unde miturile, legendele și credința iunesc pe toți oamenii într-o simțire comună. Am mers acasă la părintele din sat, care ne-a primit după toate legile ospăției. Spuneți-ne, vă rog, ce înseamnă să fiți preot român într-o comunitate de huțuri? Preotul român într-o comunitate de huțuri este foarte bine. De 16 ani sunt aici preot la Argel. Și oamenii de aici se înțeleg foarte bine, și români, și huțuri. Limba în care comunică este limba ucraineană. Ei între ei vorbesc ucrainește, dar slujba noi o facem în limba română. Sigur, n-am avut niciun conflict între români sau ucraineni și, sigur, se înțeleg foarte bine. Au venit aici din Galiția, cum se spune, și s-au așezat pe aceste meleaguri și au trăit și trăiesc în armonie, ne făcând diferență între români și ucraineni și, sigur, este un stat omogen. Se ajută între ei, se sprijină. Ne-ați spus puțin mai înainte că de aici, din Argel, o seamă de tineri au plecat în țările Uniunii Europene să lucreze și s-au întors acasă. În ce măsură se observă influența statelor europene înapoi acasă, în Argel? Sigur, tinerii care se întorc aici, în Argel, au o altă mentalitate. Au văzut influențele în bine, da, și foarte bine ar fi să aducă numai ceea ce este bine din Uniunea Europeană. Am văzut că mulți au început să-și construiască băi, mulți au tras apă curentă prin cădere, mulți mi-au povestit, zice, părinte, zice, în Germania nu e ca la noi. Deci acolo ora 8 este ora 8, dacă lucrul se termină la ora 16, la ora 16 fix, s-a terminat, nu la 16 fără 5, sau la 16 și 5. Deci este un cult al muncii, cumva adus de acolo, din străinătate, și este foarte bine, pentru că încetul cu încetul învățăm și noi cum se muncește în străinătate. Ne-am propus să cunoaștem cea mai izolată gospodărie din Argel, iar călăuzele noastre, Geo și Teo, copiii preotului, se oferă să ne ducă într-acolo de grabă. Traversăm cimitirul satului, iar pașii ne poartă spre cătunul Polonenca. Acolo urma să-i cunoaștem pe membrii familiei Robiuc, Petru și Ana. Într-o poiană, în mijlocul pădurii, aflăm și gospodăria lui Nea Petru. Oferindu-ne apă rece de izvor, cum nu bei nicăieri. Așa, considerați că intrarea României, faptul că noi suntem în Uniunea Europeană, e un lucru bun sau nu? Da, e foarte bun. E foarte bun. Uitați, și cu grănițele astea și cu tot, suntem ca o familie. Așa eram singuri, dar așa suntem o mare familie. Nea Petru, puțun din România, s-a însurat cu tanti Ana, româncă din Ucraina, și împreună, la peste 40 de ani de căsnicie, au rămas un model pentru oamenii satului. Și dacă vârsta nu le mai permite să meargă la biserica din Argel, iată că și-au construit propria lor bisericuță, unde, alături de icoana Sfintei Marii, am găsit tricolorul românesc. Coborâm muntele cu promisiunea că ne vom întoarce. Trecem pasul Ciumurna, apoi traversăm satul Sucevița pe lângă ctitoria familiei Mobileștilor, Mănăstirea Sucevița.
Brno, sat cu populație majoritar poloneză și ucraineană. Ja jestem Polakiem, ale mieszkam w Rumunii i czuję, że bierze udział z Unii Europejskiej. Nazywam się Diana Valentina i żyję w Rumunii, w Unii Europejskiej. Nazywam się Borsza Claudia Marian, żyję w Rumunii, w Unii Europejskiej. Copiii ne fac dovada păstrării identității lingvistice. Mare le-a fost bucuria când i-am invitat în fața aparatului de filmat. Aici oamenii au învățat că mai presus de orice e să-ți respecti aproapele, indiferent de limba pe care vorbești sau de biserica în care te închid. Mă numesc Nicolae și Nicolae, sunt parohul Bisericii Greco-Catolice din Cacica, protopop de Bucovina, pe toată Bucovina al tuturor greco-catolicilor de aici din zonă. S-a spus dintotdeauna despre Bucovina că ar fi un model de Uniune Europeană. În Bucovina știm, chiar din vremea Imperiului Austro-Ungar, că a existat bună înțelegere între toate minoritățile, ruteni, evrei, germani, români, polonezi, ucrainieni. În ce măsură acest model de Uniune Europeană în miniatură mai este valabil astăzi? El a rămas valabil de atunci până acum, pentru că fiecare minoritate, de exemplu, în Cacica trăiesc cele trei, două minorități și majoritatea românească și polonezi și ucraineni, și ea este valabilă și astăzi, pentru că în decursul anilor oamenii au conviețuit între ei în bună pace, se ajutau reciproc, se căsătoreau între ei, dintr-o parte mergeau în cealaltă parte, după toate posibilitățile. Și el totdeauna a fost un model de conviețuire, mai ales în toată Bucovina și mai ales în localitatea noastră Cacica și eu aici între Soroneț și Maidan, unde sunt polonezi și ucraineni. Oamenii locului sunt blânzi. Istoria a învățat că pe acele pământuri are loc oricine. Sunt părintele Marius Bucevski din Rădăuți. Paroh în Soronețul Nou, timp de 7 ani. Părinte, în ce măsură considerați că modelul bucovinean de relații interetnice este un model pentru Uniunea Europeană? Sigur, în momentul în care face referire la istoria pe care avem în Bucovina, nu? Că mai bine de 200 de ani trăim împreună și în această relație putem spune că am avut multe de învățat unii de la alții și am crescut prin această toleranță, prin această înțelegere, am construit împreună case, școli, grădinițe și cred că ne-am îmbogățit reciproc într-o oarecare măsură. Am îmbogățit și poporul român prin tradițiile, cultura noastră, prin cultura germană și cu siguranță mulțumim poporului român pentru toleranță, pentru bunăvoință, pentru ospitalitate, pentru înțelegerea pe care ne-a oferit-o de-a lungul timpului și că am putut să ne manifestăm în felul nostru, putem spune, original și propriu. Iar noi, la rândul nostru, ne mulțumim tuturor, fie ei huțuri, ucraineni, polonezi sau români, că ne-au învățat să fim împreună, să ne respectăm valorile, tradițiile, cultura și astfel Europa să fie mai aproape de noi.